Coroanele de flori duse la înmormântări sunt o adevărată tradiție care se întâmplă de multe generații, însă primarul unei localități din România a pus capăt acestui obicei, deoarece oamenii nu mai au voie să aducă coroane de flori la înmormântări, însă familiile îndoliate primesc bani în schimbul coroanelor. Conform Spy News, după mult timp în care românii nu concepeau în mormântările fără coroanele de flori, un primar dintr-o localitate din România a luat această decizie, care i-a surprins pe locuitori. Conform deciziei primarului, aceștia nu mai au voie să ducă coroane cu flori la aceste evenimente tragice. Iată ce motiv a stat la baza luării acestei hotărâri. În localitatea Gheoroc, primarul Corneliu Popi Morodan a luat o decizie care i-a surprins prins pe locuitori, după ce acesta le-a interzis oamenilor să mai aducă coroane la mormântări. În schimbul acestora, primarul le-a propus oamenilor să aducă bani pentru familiile îndoliate, astfel că locuitorii au fost de acord cu propunerea acestuia. Pentru a facilita acest lucru, primarul a dotat capela cu cutii speciale unde oamenii pot să depună în siguranță plecurile cu bani. Acestea urmează să fie deschise de către familiile persoanelor decedate după ce se termină înmormântarea. Anunțul a fost făcut chiar de primar în urmă cu 2 ani, când le-a recomandat oamenilor să renunțe la coroanele de flori pentru înmormântări în schimbul banilor. Tot atunci, acesta a precizat faptul că decizia rămâne la nivelul oamenilor, dacă vor vrea să urmeze această recomandare din partea lui sau nu. Primarul comunei Gioroc a precizat că această decizie vine pentru a reduce cantitatea de deșeuri din localitate. După ce oamenii au urmat sfaturile sale, deșeurile s-au redus semnificativ, cu un procent de 70% în cazul celor din cimitir, relatează spanios.